Conducerea societății Activitatea Gosscom S.A. Orăștie continuă investițiile cuprinse noul master plan de apă și canal din area de operare a societății. Totodată, reprezentanții celui mai nou operator regional de apă și canalizare din județ își propun să acceseze fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și din Programul Național de Investiții Angel Saligny pentru a face și alte investiții. O investiție concretă și importantă este reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei din municipiul Orăștie. Noi ne propunem să ne continuăm demersul investițional început odată cu elaborarea listei de investiții prioritare din cadrul masterplanului actualizarea masterplanului privind rețele de apă și canal în area de acoperire a secei Activitatea Gosscom. Deci ne propune să continuăm acest demers investițional și să mergem și către celelalte programe dedicate sistemelor de apă și canal, cum ar fi Programul Național de Redresare și Reziliență, precum și Programul Național de Investiții Angel Saligny, unde putem asigura și chiar ne propune lucrul ăsta tot suportul necesar Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Azor, care este aplicantul în această poveste. Și eu cred că dacă lucrurile vor fi analizate cu obiectivitate și cu seriozitate, avem toate șansele să obținem finanțare pentru reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei din municipiul Orăștie, care până la urmă deservește 80% din area de operare a activității Gosscom. Secea Activitatea Gosscom Orăștie S.A. furnizează servicii de apă și canalizare în orașul Paliei, dar și în alte 4 comune din zonă, respectiv Beriu, Orăștioara de Sus, Rapoltu Mare și Turdaș.